Președintele Klaus Iohannis a anunțat că prima etapă de relaxare a restricțiilor va avea loc din acest weekend. Este vorba despre renunțarea la masca de protecție în aer liber, cu câteva excepții, și la restricțiile de circulație pe timp de noapte. Primul punct din calendarul de relaxare este 15 mai, când se va renunța la obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice exterioare, cu câteva excepții, de exemplu zone aglomerate precum târguri, piețe sau stațiile pentru transportul în comun. Pus, e prea târziu, foarte rău că e prea târziu, trebuia mai devreme. Și asta a fost la presiunea societății, a publicului, a anumitor partide. Din cauza aia. E foarte bine că se ridică restricția, foarte bine. E o treabă foarte bună. Tot în acest weekend, tineretul va fi mulțumit deoarece sunt ridicate restricțiile de circulație pe timp de noapte, iar agenții comerciali nu vor mai avea programul limitat ca până acum.